Un actor are o misiune socială foarte importantă. Actorul este omul care, aș zice, purtătorul de cuvânt cu dublu sens. El trebuie să plece de la identitatea lui umană, membru al unei colectivități, trebuie să plece din mijlocul acestei colectivități ca un avocat care să militeze pentru bine, care să-l preocupe semenul de lângă el, să-i devină atunci când este nevoie părinte, când e nevoie avocat, când este nevoie justițiar, când este nevoie, dar care să aibă grijă de semenul lui. Pentru că este singura posibilitate pentru om de a sta de vorbă cu destinul, cu puterea, cu divinitatea. Actorul este purtătorul de cuvânt de la năzuință către frumos, către ideal, către... Și este în același timp și cel care judecă și sancționează atunci când lucrurile nu merg bine. Din această cauză, totdeauna el a fost repudiat. A fost o perioadă în istoria omenirii în care actorul n-avea voie să fie nici măcar îngropat. Dar paradoxal, și de asta o să înțelegi mai bine rolul acestui actor în destinul omenirii, este că în pofida faptului că întotdeauna a deranjat și întotdeauna n-a fost iubit, el a fost chiar temut în anumite momente, a rezistat peste 2 milenii. Oare asta înseamnă ceva? A fost un rău necesar și probabil că și-a făcut datoria dacă a reușit să reziste. Yes.